Salutare, sunt Claudiu Vrânceanu, bine ai revenit la Antreprenor de România, un proiect media și de educație antreprenorială în care analizăm studii de caz cu antreprenori români, învățăm din bunele lor practici și căutăm soluții de creștere a ecosistemului antreprenorial românesc. Sunt alături de Vlad Dobre, fondator Bit Benefit, o platformă, un startup de tehnologie care oferă cursuri pentru copiii angajaților. Practic, copiii angajaților din companii sunt clienții indirecți ai acestei platforme. Evident, clienții pot fi părinții acestei platforme, dar cei care plătesc sunt companiile, nu? Salut, Claudiu, îți mulțumesc pentru invitație. Da, ai rezumat foarte bine în mare așa produsul pe care noi l-am creat. Bit Benefit e un proiect care a început în urmă cu 2 ani de zile. Practic atunci am pus noi bazele proiectului, atunci ne-a venit ideea. Noi ca și companie, suntem o companie de IT, început undeva acum 4-5 ani, făcând cursuri de programare pentru copii, în formatul acela clasic, fizic, profesoare, laptopuri, așa cum se țin cursurile. Dar ne-am lovit de dificultatea programului încărcat al părinților, al traficului, al copiilor care îi lipseau, cum recuperăm orele, așa că ne-am decis hai să facem ceva pe înțelesul lor, în formatul pe care ei îl agrează, video-video-animație, pentru că este foarte la mod acum, să-l oferim să fie accesibil de oriunde și asta se poate doar online. Așa că am creat, folosindu-ne de resursa programator pe care noi îi aveam, am creat platforma Bit Benefit, în care am înglobat pe lângă cursurile de programare pentru copii, cursuri de engleză, de limbă engleză, limbă germană, dezvoltare personală, public speaking și avem o serie de noi cursuri ce urmează a fi încărcate în platformă. Spuneai de clienții noștri. Într-adevăr, e un pic dificil. De ce? Clientul direct al nostru sunt companiile medii, mari din România. Pentru că noi prezentăm Bit Benefit ca fiind un beneficiu, așa cum îi spune și denumirea, un beneficiu acordat angajaților din companii, dar nu direct către ei, ci copiilor acestora. Practic, noi avem clientul companie, după care avem în companie angajatul, care trebuie să fie convins de calitatea cursurilor, de faptul că merită ca și copilul lui să acceseze acea platformă, dar în final cel care accesează, învață și care până la urmă e captivat de acest produs este copilul. De aici vine oarecum și o oarecare dificultate, pentru că, în special pe partea de marketing, deoarece vrem să ne adresăm companiilor, dar părinții sunt cei care își fac contul, în schimb, contentul e dedicat copiilor. Deci, cumva, trebuie să o splituim în trei. Zona aceasta de beneficii a crescut foarte mult în ultimii ani. Vedem multe startup-uri care cresc. Da. Am văzut succesul 7Card, care oferă beneficii pentru angajații companiilor. Concret, sunt beneficii prin care angajații merg la sală, da, la săl de sport, fac sport, dar tot angajatorul plătește. La fel, vedem un startup foarte interesant care crește, Sanopass, pe care l-am analizat la Antreprenor de România, în care ei oferă acces angajaților din companii la clinici medicale independente. Voi aveți acest avantaj că conținutul e al vostru, e creat de voi, corect? Da. Am observat trendul acesta în piață către beneficiile mai inovative, ieșite din comun. Dacă acum câțiva ani laptopul și telefonul de serviciu erau prezentate ca fiind un beneficiu, îți dăm telefon și mașină de serviciu, nu ca un instrument, ci ca un beneficiu, după care abonamentul la sala de fitness, așa sec, trântit, era iarăși ceva, acum e luat de bună, să spunem. Adică, da, mă, îmi dă și abonament la sală, nu mai impresionează pe nimeni. De aceea, cumva, piața muncii din România s-a orientat către zona de inovativ, de ceva să ies. Ai menționat Sanopass, 7Card, aș menționa și Bookster, iarăși un serviciu bazat pe educație și inovativ, care a prins foarte bine. În care angajații companiilor au acces la cărți, la o bibliotecă. Exact, li se livrează cărți. Personal, îmi place foarte mult modelul pe care Bookster l-a adoptat în România. Noi cumva mergem pe trendul acesta inovativ, nu numai prin ceea ce oferim, adică conținutul cursurilor, ci și al publicului țintă. Din câte știu, pe lângă sau în afara de asigurările de sănătate,
un beneficiu dedicat sau centrat pe copii nu există. În prezent, din ce știu eu, poate ori exista, dar nu am eu cunoștință, practic să fie vizat copilul angajatului. De ce spun că e foarte inovativ? În primul rând, să plecăm de la ideea de ce primești un beneficiu, ca să te motiveze și ca să-ți arate că acea companie, acelei companii îi pasă un pic mai mult decât uneia care nu oferă beneficii. Iar ca factor motivant, dacă ar fi să tragem așa o linie, ce poate fi mai motivant decât copilul angajatului? Pentru el, adică am făcut un studiu, am văzut că între a primi angajatul ceva și a primi ceva pentru copilul său, întotdeauna va alege, da, aș vrea pentru copilul meu să primesc. Bineînțeles că asta nu limitează, și avem surprize plăcute, nu limitează doar cine are copii, poate să intre și să acceseze. Într-adevăr, conținutul este creat cumva pentru copii între 6 și până la 14 ani, dar limba germană e tot limba germană. Dacă ești adult și vrei să intri să vezi și să înveți, o să faci și cu ușurință. Și am văzut lucrul acesta, avem utilizatori de BitBenefit care intră, deși nu au copii, pentru ei, pentru conținut, și vor să învețe o limbă germană, un public speaking, trecând peste formatul acesta un pic dedicat copiilor, pentru că sunt videoanimații, dar conținutul poate fi util și angajatului fără copii. Într-adevăr, la nivel macro, piața aceasta a beneficiilor este în creștere, la nivel european, mondial, dar și în România. Vedem în ultima perioadă multe companii care cresc, atât companii tradiționale care oferă beneficii, cum ar fi tichete de masă, și inclusiv aceste companii se uită către alte nișe cu potențial de creștere, dar mai important vedem startup-uri de tehnologie, platforme, produse care inovează în această direcție și voi sunteți un exemplu foarte bun. Interesant cum ați pivotat. Practic ați văzut o problemă în comportamentul clientului în care timpul era o barieră. Disponibilitatea copiilor și a părinților de a participa la aceste activități. Văd și eu lucrul acesta ca părinte, care noi facem tot felul de activități și pe lângă aspectul financiar, ne preocupă mult timpul, să ajungem la timp în locul respectiv, să putem cu toții să ajungem, atât părintele cât și copilul, la o activitate pe care să o facem împreună pentru copil. Și voi ați pivotat și ați creat această platformă. Cât v-a luat să faceți această schimbare? Mă interesează să aflu ce putem învăța noi din lecția voastră, din această schimbare pe care ați făcut-o. Noi am avut un mare noroc, să spun așa, având expertiza și feedback-ul primit cu 2 ani înainte de lansarea platformei și a ideii de BitBenefit de la părinți. Adică noi, organizând aceste cursuri fizice de programare pentru copii, am putut interacționa cu foarte mulți părinți și am sesizat acest feedback general și ne-am lovit de el. Disponibilitate, ce facem dacă copilul lipsește, cum recuperăm, o iau ceilalți înainte. Ne-am lovit de acest feedback și cumva de aici noi am vrut să plecăm inițial cu o platformă de cursuri online pentru copii pe care să o oferim în piață direct, utilizatorul final să-și achite pe un fel de Netflix. Îți achiți abonamentul și ai acces la baza aceasta de cursuri. Dar cumva, cum ideile, sperăm noi, bune, se nasc așa neașteptat, într-o discuție din una în alta a venit ideea aceasta. Mă, dar stai puțin, dacă l-am oferit ca beneficiu sau companiile să-l ofere ca beneficiu, ar avea acel ceva. Și am văzut lucrul acesta, sau răspunsul a fost foarte bun, în special în zona celor care nu-și permit din punct de vedere financiar. Vrem să oferim BitBenefit, nu neapărat celor din top management, să spunem, pentru că aceia poate își permit, nu se uită, bă, uite, primesc eu pentru copilul meu un abonament. Nu, eu prefer să-l duc la un centru cu renume, cu tradiție de limbă germană, să înveți acolo. În schimb, pentru un lucrător comercial care aranjează marfa la raft, faptul că poate să se ducă acasă, să-i spună copilului, mă, uite, eu pentru că lucrez, mi s-a oferit să-i dea posibilitatea să acceseze o serie de cursuri la care altfel n-ar fi putut să-l ducă, e cu adevărat câștigul major. Adică oamenii din low
din pozițiile mai low, să spunem, ar fi cele vizate și cele la care chiar are un impact big benefit. Atunci când construim o astfel de platformă, e important să avem conținut de calitate. Cum faceți voi cu conținutul? Cine oferă cursurile? Cum furnizați aceste tipuri de conținut? Cumva aici, și aici am pivotat. Am plecat de la o idee, având colaboratori, profesori colaboratori, pe materiile cu care am început acum 2 ani de zile, respectiv programare, limba engleză, limba germană și dezvoltare personală. Iar conținutul era realizat sau era splituit în mai multe etape. Era partea de script și înregistrare audio, bineînțeles, scrierea cursului efectiv, care servea și drept script, înregistrarea audio, aceasta era făcută de un profesor certificat pe materia respectivă, fie că vorbim de programare, engleză, germană, pe dezvoltare lucrăm cu un psiholog. Era scriptul și audio înregistrat, se trimitea la departamentul de grafică, care face videoanimația pe baza audio, după care se trece mai departe și echipa tehnică, să spunem, le înglobează pe toate în platformă, adică ia partea video, ia scriptul, exercițiile, absolut tot și se trece. Deci e partea profesorului, inputul profesorului, inputul echipei de grafică și inputul echipei tehnice care pur și simplu le urcă pe platformă și le verifică să fie tot în regulă. În schimb, conținutul pe care noi l-am creat inițial, am văzut că are succes sau este accesat de copii mai mici. Și când spun mai mici, aici mă refer la până în clasa 5-a. Și cumva ne-a dat de gândit că poate nu e atât de atrăgător, atractiv pentru copiii mai mari, pe care noi totuși îi vizăm. Și într-adevăr, copiii de peste clasa 5-a tind să acceseze mai mult partea de tip vlog. Și aici cumva am pivotat noi și vrem să mergem în direcția aceasta, pentru că implică și mult mai puține resurse, respectiv să colaborăm cu o persoană care înregistrează parte video și cu grafică, elemente de grafică, stânga-dreapta, ecrane puse în spate, dar e mult mai rapid, e mult mai puțin, nu implică atât de multe resurse și cumva am mers pe trendul acesta. În sensul ăsta am încheiat un parteneriat cu Paul Ardeleanu, care este un public speaker, cunoscut public speaker din România. El a înregistrat deja și este disponibil în BitBenefit prezentare de nota 10, se spune titlul cursului. Mai exact, în cadrul acestui curs înveți cum să vorbești în public, cum să susții un examen oral, cum să lucrezi în echipă, lucruri pe care nu le înveți la școală. Urmează și un nou curs, un alt curs, învățare accelerată, tot așa, de tip vlog, în care se predau tehnici alternative la învățarea aceea clasică, tehnici de învățare accelerată, să înveți repede și bine. De asta spuneam că am pivotat cumva pe content de tip vlog în loc de animație. Și cumva asta este trendul pe care noi vrem să mergem. Personal, eu vreau să ajungem la nivelul de bibliotecă de cursuri. Adică să nu mai am eu timp să-ți povestesc acum, uite, am materiile X, Y, Z. Nu, să fie acolo o sumedenie de materii, să dai un search, ca la Netflix, exact, să ai o bibliotecă, să nu pot să-ți înșir eu câte materii avem acolo. Și aici avem câteva strategii pentru a mări portofoliul de cursuri pe care le avem. Deci suntem într-un plin proces, întotdeauna trebuie să te adaptezi la îmbunătățirea produsului, să încerci să faci o îmbunătățire constantă a produsului. Fie că sunt părinți și se gândesc la copiii lor, ori sunt angajatori și vor să-și motiveze angajații, cei care ne urmăresc cu siguranță se întreabă cât costă un astfel de produs. Ne poți da niște repere? Da. Abonamentul standard, să spunem, per utilizator, deci per părinte, este de 5 euro pe lună. Atâta timp cât este angajat în companie și are contul activ. Deci 5 euro este suma finală pe care compania o plătește per angajat, indiferent de numărul de copii pe care acesta îl are. Deci nu este tarifat pe copil, ci pe angajat. În antreprenoriat sunt multe concepte, multe lucruri importante de analizat. Îți propun să ne uităm la 4 piloni esențiali pentru orice business pe care să-i discutăm în următoarele minute.
cred că sunt utili pentru oricine vrea să construiască o afacere și aș vrea să vorbim despre echipă, despre cum construiești o echipă, dacă ai fondatori, cofondatori, să analizăm finanțele business-ului, dar din perspectiva finanțării, să identificăm sursele de finanțare la început de drum și posibile surse de finanțare pentru o viitoare creștere, să înțelegem mai bine cum faci vânzări, cum arată această strategie go-to-market, cum ajungi la clienți pe studiul tău de caz și, foarte important, al patrulea pilon, cum putem scala acest business. Hai să vedem echipa. Ai început pe cont propriu acest proiect? Nu. Compania am început împreună cu soția mea, cum spuneam, acum 5 ani de zile. Eram doar noi doi, ea preda, eu încasam și mă ocupam de partea administrativă. Cumva lucrurile au crescut într-un mod sănătos, frumos, pe partea aceea de cursuri fizice. Iar asta ne-a permis să ne mărim. Și când spun să ne mărim, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al echipei și al posibilităților pe care le avem. Dacă ar fi să o iau așa chiar de la început, ca și fonduri, am avut un card de cumpărături, dacă poți să crezi. Eram un card de cumpărături în rate, cu care am cumpărat primele laptopuri pentru copii și am plătit prima chirie pentru sală și toate cheltuielile operaționale. Deci cum am luat-o efectiv de la zero, cu un card personal de cumpărături. Ulterior, ți-am spus, încasările pe care le generau cursurile fizice ne-au permis să cooptăm oameni noi în echipă, să ne dezvoltăm și să cumva să privim către extindere. N-am primit o finanțare din partea niciunei instituții sau nu suntem în parteneriat cu nicio instituție financiar-bancară sau nu am primit creditări de genul acesta, nu avem investitori. Dar căutați investitori? Deocamdată nu. Deci deocamdată nu. Nu exclud această variantă, cu siguranță nu exclud, dar deocamdată nu a fost cazul. Mă întrebai de echipă. Am început, așa cum spuneam, cu soția mea. La momentul de vârf, să spunem, când am avut nevoie de cei mai mulți oameni, eram undeva la 18 oameni în echipă. Între timp, ei s-au... cumva am încetat colaborarea pentru că era de tipul project-based și încheiindu-se proiectul, a trebuit să renunțăm. Însă, personal, ce m-a ajutat pe mine foarte mult, eu țin foarte mult la echipa mea. Sunt genul de antreprenor care ține și crede că echipa e cel mai important lucru de departe în orice business. Dacă ai grijă de echipa ta, ei au grijă de afacerea ta, sunt adeptul acestei idei. Și cumva am pus-o întotdeauna echipa pe primul loc. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult în tot business-ul acesta a fost să lucrez cu studenți pe partea de programare în format internship plătit. Cumva a fost o situație de win-win. Noi nu aveam puterea financiară să susținem niște programatori de la nivelul de middle, să spunem middle, senior, în niciun caz. În schimb, acest parteneriat, îi spun eu, cu studenți pe care i-am ținut 3 ani de zile, practic i-am luat din anul întâi și până au terminat facultatea, au fost alături de noi. Salariul pe care ei îl aveau, bun, nu era la nivelul unui programator, dar pe lângă asta ei primeau și cunoștințe. Ei au evoluat, au progresat, dar și eu am câștigat pentru că am avut o resursă relativ ieftină pe care am putut să o folosesc. Deci pentru mine cumva asta m-a ajutat foarte mult din punct de vedere financiar și al echipei. Ideea de a lucra în sistem internship cu studenți pe partea de programare, ți-am spus, ca și costuri a fost ok din punctul nostru de vedere, ca și volum de muncă, bun, poate cei 4 care erau făceau cât un programator, dar puteam splitui task-urile și a fost un model foarte ok pentru noi. În prezent suntem 10 oameni implicați în BitBenefit. De ce? Pentru că plus colaboratorii nu i-aș trece ca fiind parte din BitBenefit, pentru că ei sunt strict project-based, sunt oameni care, uite, poate au de făcut doar o editare video, au făcut, sunt contractați doar pe acel proiect și au plecat. Hai să vedem cum vindem un astfel de produs și ce ai învățat tu până acum. Tu ești om de vânzări, ai lucrat mulți ani în companii medii și mari pe zona de vânzări și acum ești antreprenor. Cum ai vândut prima oară BitBenefit? Cum ai ajuns la primul client și pentru câți angajați? Cât de mare a fost contractul?
bineînțeles, încerci să faci cunoscut. E destul de complicat să vinzi un produs care nu are un brand în spate, nu are un... pentru că poate dacă Bitbenefit era by Microsoft sau by Google, cu siguranță avea altă greutate. Dar în momentul în care este un produs nou, care nu există, nu e un produs consacrat ca și piață, nu are o piață anume, e destul de complicat. Și asta e o problemă pe care o au toți antreprenorii în România. Am luat metodele clasice de e-mail, să trimiți e-mail-uri către companiile pe zona de către companii, către persoanele de HR, telefonic, prin recomandări și a avut o serie de întâlniri. Recunosc că mi-e mult mai ușor acum să merg să vorbesc despre Bitbenefit pentru că s-a auzit de acest produs. Nu mai trebuie să explic ce înseamnă față de acum 2 ani când trebuia să merg și să spun uite, așa arată, asta este, despre asta este vorba. Cumva, deci și procesul de vânzare s-a schimbat puțin față de început, însă metoda la bază tot asta este. Este un proces de durată, discutăm de companii mari din România, unde procedurile, persoanele prin care, tot fluxul prin care trebuie să treacă un astfel de proiect sunt lungi și din păcate durează, nu e o vânzare pe care să o închei, ne-am văzut acum și mâine semnăm contractul, nu. De obicei durează câteva luni bune. Asta e important de știut, ciclul de vânzare. E un indicator vital în orice afacere, dar uneori apar surprize, cum într-un startup de tehnologie, o platformă, un astfel de proiect cum este Bitbenefit, uite că e un ciclu de vânzare destul de mare. Este și, din păcate, costurile nu așteaptă după finalizarea contractului sau încheierea unui contract. Pe lângă faptul că a trebuit în IT, așa este, dacă vrei să lansezi un produs, plătești înainte, pentru că trebuie să plătești crearea lui, dezvoltarea lui, plătești programatorii, plătești colaboratorii și nu-ți garantează nimeni că vei avea succes. Poate îl faci degeaba. La fel și noi am avut de plătit la început până să începem să încasăm ceva de pe urma acestui proiect. Putea la fel de bine să nu genereze niciun venit și proiectul ar fi murit, deși banii au fost dați. La fel și procesul de vânzare. Timpul alocat, resursele, oamenii implicați, ei sunt în continuare, dar vezi rezultate după 6 luni, 10 luni. Avem acum un client luat după mai bine de 12 luni de discuții. 12 luni de discuții? Wow. Da. Deci ar fi trebuit să înceapă din 2019, din fericire va începe din martie 2020, dar iată că sunt, pentru că discutăm de an fiscal, bugetare, știi foarte bine, deci sunt tot felul de procese care trebuie luate în calcul pe acest tip de business. Avem tot mai multe startup-uri în România, tot mai multe firme nou create, însă e nevoie să creștem scale-up-uri, firme care cresc într-un mod constant, cu cel puțin 20% anual ca cifră de afaceri sau ca număr de angajați. Cel puțin aceasta este o definiție globală acceptată a firmei de tip scale-up, o firmă care crește. Hai să vedem cum puteți să creșteți voi. Intrând pe alte nișe, vreți să rămâneți doar pe zona aceasta de educație, să vă extindeți teritorial sau regional? Cum vezi creșterea Bitbenefit? Creșterea Bitbenefit, bineînțeles, o creștere poate să fie dată de numărul de încasări sau valoarea încasărilor pe care le generează sau de îmbunătățirea produsului. Și aici noi am vrea să mergem în ambele direcții, adică pe lângă creșterea normală pe care ne dorim și anume generarea de noi clienți pe piața din România, cumva eu văd asta într-o strictă legătură cu ceea ce oferi. Pentru că dacă te mulțumești cu ce ai acum, poate vei mai lua 1, 2, 3 clienți. Dar dacă ești într-un continuu proces de improvement, atunci se duce vorba, uite, chiar își dau silința oamenii aia. Prin urmare, acest scale-up de care menționez, eu îl văd atât pe partea internă a noastră, noi să ne dezvoltăm ca și platformă, ca și oameni, ca și echipă, ca și marketing și vânzări, pe de o parte, iar pe de altă parte, un scale-up al clienților. Adică să ajungem la cât mai multe. Pentru că, realist, ne avem undeva la 12 clienți, 12 companii mari, care ne susțin cheltuielile. Încă nu suntem pe break-even, ca și dacă ar fi să luăm cheltuielile din spate, dar suntem ok. Dar discutăm de sute de firme mari în România pe care putem să le atacăm.
Din păcate, nu putem merge deocamdată internațional, pentru că platforma e în limba română, toate cursurile sunt în limba română și ne-ar fi greu să atacăm clienții la nivel global deocamdată. Adică ar putea fi, dar ar trebui să modificăm structural platforma și deocamdată, cel puțin pe termen mediu, nu este unul din punctele noastre de interes. Vrem să oferim conținut atât părinților dedicat, cât și copiilor. Deci pe lângă Bit Benefit să nu mai fie strict targetat pentru copii și poate intră și părinții, pentru că de ce nu, dar să oferim și materiale de calitate, atractive pentru părinți, dedicate acestora. Pentru că am avut solicitări în privința aceasta și am văzut că ar putea fi de interes. Deci, ți-am spus, pe de o parte e scale-up-ul nostru intern, al produsului, să-l dezvoltăm și pe de cealaltă parte suntem în discuții continue cu o serie de companii, dar, cum spuneam mai devreme, durează. Peste 2-3 ani vezi Bit Benefit ca o companie eminamente de educație sau vezi ca o companie de beneficii prezentă și în alte zone? Noi, ca și companie, suntem o companie de IT și avem o serie de produse. Deci Bit Benefit e doar unul din produsele noastre și de aceea aș vrea să-l țin în zona aceasta. Educație sub formă de beneficiu. Acordat. E o zonă foarte bună. Nu avem multe startup-uri pe EdTech în România. Corect. Dacă îți vin în minte câteva nume care sunt cele mai importante. Poate avem AdServio, avem ceva pe cataloge digitale, Kinderpedia. Oferite ca beneficiu? Ca beneficiu nu. Ca beneficiu nu. Îmi place foarte mult ca și model, sunt cei de la masterclass.com. Îmi place atât platforma, dar și numele pe care ei le-au cooptat acolo. E o platformă internațională și sunt niște nume grele care țin cursurile în acea platformă. Deci masterclass.com e un business global. Da. Global. Este o platformă tot așa de cursuri împărțite în 12 lecții, 16 lecții, dar trainerii care apar acolo sunt cu adevărat de alt nivel, la nivel înalt. Poate vom ajunge acolo, dar ca să te dezvolți, bineînțeles, ai nevoie și de finanțare. Și e un proces în strânsă legătură. E normal lucrul acesta, dar eu îmi doresc lucrul acesta. Adică ce sau pe cât ne permit veniturile, încasările generate de Bit Benefit, să le reinvestim în dezvoltarea contentului și a calității produsului. La Antreprenori de România facem educație de business, educație antreprenorială și îți propun să ne uităm la segmentarea clienților și să ne spui de ce este important să ne segmentăm clienții, în opinia ta, cu un studiu de caz al Bit Benefit. Ai o experiență pe mai multe proiecte antreprenoriale. Vedem acum pe ecran un business model canvas, practic un plan de afaceri pe o pagină cu cele mai importante lucruri pe care antreprenorii sau cei care au o idee de afaceri trebuie să le urmărească atunci când vor să vadă dacă au un model de business și cum pot dezvolta un model de business. Și avem în partea dreaptă customer segmentation și trebuie să vedem de ce e important să ne segmentăm clienții și să ne spui tu cum arată această segmentare a clienților la Bit Benefit? Bineînțeles că o segmentare a clienților e necesară în orice companie. Eu sunt de părere și eu oarecum cunoscut acest aspect, că e bine să nu îți dedici forțele și resursele sau să nu depinzi de un număr limitat de clienți. Adică dacă ai doar 2-3 clienți care îți susțin business-ul, e destul de periculos. Tocmai de aceea, mie mi-ar plăcea să fie clienți să aibă un număr mare, cu o pondere mică în companie, pentru că cumva nu îi reprezintă un pericol, îți oferă stabilitate financiară. Pe partea de Bit Benefit însă discutăm de clienți mari și aici fiecare are specificitatea lui. Cumva trebuie alocat o persoană dedicată pe fiecare companie, tocmai ca să știe procedurile interne care se desfășoară în acea companie, să știe ce s-a agreat, care e procesul, care e fluxul. Pe Bit Benefit, de exemplu, aș împărți clienții în clienți mari și clienți medii, să spunem.
clienți mici, nu-mi place cum sună și nu i-aș denumi clienți mici. Clienții mari sunt cei care, cărora le facem o instanță separată, o numim noi, adică un subdomeniu înainte de Bitbenefit și cumva dedicăm platforma, o personalizăm pentru ei, o branduim, pentru că au un număr mare de angajați, au alte proceduri interne. Cei medii, să spunem, sunt cumva în platforma Bitbenefit, conținutul e același. E vorba doar cum o împachetezi și cât atenție și câte resurse aloci. Pentru că în funcție de segmentarea asta de care spuneai, știi să-ți aloci resursele interne. Cu cât mai dedicate și mai punctual, sau punctual e o resursă alocată, cu atât e mai eficient. Și cumva asta încercăm și noi. Mă, uite, avem clientul ăsta, știm că trebuie să alocăm o persoană pe cei 2-3 clienți mari, să spunem. O persoană poate stea pe 15 clienți mici sau medii. Cumva această divizare de care spuneai, mie mi se pare absolut necesară, tocmai pentru organizare internă, pentru planning, așa știi și dacă, mă, uite, dacă mai au 2 clienți mari, mai am nevoie de încă o persoană pe tehnic, pe suport, pe operațional. E absolut necesar să ai această împărțire. De multe ori, ca antreprenori, cădem în această capcană să ne dorim să ajungem la toți clienții posibil. Nu e posibil și nu ne ajută nici în procesul de poziționare, de dezvoltare a vânzărilor. Altfel spus, această segmentare este foarte sănătoasă, e bine să o facem, pentru că odată ce facem segmentarea, înțelegem mai bine potențialii clienți și știm cum să-i abordăm. Corect. E oarecum normal nici să visezi la un monopol sau să visezi că ajungi, e din start greșit, părerea mea. Dar zona aceasta pe care Bitbenefit o vizează și o targetează, aceea companiilor mari din, și medii din România, este cumva se cerne de la sine. Adică nu toate companiile, să fim serioși, pun preț pe angajații lor. Și cumva acelea din start sunt eliminate. E un adevăr dur, dar așa este. Și am văzut asta în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut. Respectiv, există companii care m-au întrebat și noi ce primim din asta, ce ne iese nouă dacă vă dăm acești bani. Iar alții care au îmbrățișat ideea și au zis, e foarte tare. Și eu le zic atâta întotdeauna celor care spun, dar nouă ce ne iese? Mă, arătați dacă aveți factorul nepasă. Nu o să rămână angajatul pentru că are Bitbenefit, pentru că dacă vrea să plece, va pleca. Dar în momentul în care tu oferi ceva pentru copilul lui, transmiți un mic mesaj. Mă, ne pasă, nu numai de ceea ce ne produci tu nouă, ci și de tine ca om, că ai un copil, 2-3 acasă și îți oferim ceva. E, dacă tu mă întrebi din start, dar noi ce ne este din asta, care e ROI-ul, return on investment, pentru noi, că implementăm Bitbenefit, în afară de faptul că transmiți un mesaj important angajatului tău, că îți pasă de el, și asta mi se pare cel mai important, e ok. În final, 7 întrebări pentru antreprenorul de România, întrebări scurte, de asemenea răspunsuri succinte. Care este cartea de business preferată? Psihologia persuasiunii de Robert Cialdini. Care este cea mai mare inovație din istoria omenirii până acum, în opinia ta? Electricitatea. Cu ce om de business din România ți-ar plăcea să iei un prânz de afaceri? Unul din fondatorii Smart Bill. Dar din străinătate, cu ce om de afaceri? Cu Richard Branson, fondatorul Virgin. Într-o relație nouă de mentorat, din ce domeniu ți-ai luat astăzi un mentor? Din domeniul leadership-ului, îmi place zona aceasta leadership-ului. Ce fel de oameni cauți asta și găsești cel mai greu? Oameni dedicați, oameni de încredere, oameni pasionați de ceea ce fac, care văd mai departe de a merge la job. Ce ai face pentru a îmbunătăți ecosistemul antreprenorial românesc? Care este singurul lucru pe care ar trebui să ne concentrăm pentru a avea mai mulți antreprenori ca tine, în opinia ta? Aș îmbunătăți educația sau informația care este oferită. Mulți tineri, mulți oameni vor să pornească la drum într-un startup, dar le e frică și nu au
mulți nu știu care sunt pașii a să faci o firmă. Ce presupune să ai o firmă? Deci chestiile administrative, basic, nu mai spun de cu ce dificultăți, ce trebuie să iei în calcul, ce aspecte. Deci cumva informația pe care trebuie să o ai la început de drum. Mi se pare destul de deficitară momentan și asta și îmbunătăți eu. Ce puteai spune altceva decât educație, dar asta spun toți antreprenorii, nu doar cei care sunt în e-learning și în edtech, cum ești tu. Vlad, îți mulțumesc pentru acest dialog. Îți simt pumnii să crești Bit Benefit, să-l duci chiar și pe alte piețe internaționale. Audi, îți mulțumesc tare mult încă o dată. Mulțumesc tare mult!